Știri pe scurt acum, liderul PDL Vasile Blaga crede că țara noastră are nevoie de un nou împrumut de la FMI pentru a depăși perioada de criză. Ministrul de Interne spune că la guvern nu s-a discutat despre acest lucru, dar este convins că la nivelul Ministerului Finanțelor și al BNR discuțiile au fost purtate în acest sens.